Orice clădire rămasă nesupravegheată face încet, încet picioare. Așa se întâmplă în prezent și cu unul dintre imobilele pe care primăria din Petroșani intenționa să-l transforme în locuințe sociale. Lua doar 2 luni după ce poliția locală nu mai asigură paza imobilului, cândva component al fostei unități de vânători de munte din colonie, acesta a început să-și piardă țiglele, cărămizile, ușile, geamurile și tocurile acestora, respectiv cam tot ce poate fi refolosit sau vândut. După ce n-am mai putut sau n-am mai avut personal cu care să facem acolo pază, lucrurile au cam degenerat. Cert e că, în afara faptului că în acest moment avem un studiu de fezabilitate pe care l-am trimis către minister și am solicitat bani pentru transformarea acelui imobil în bloc de locuințe sociale, la fel ca celălalt, Nu mai avem nicio veste. Ideea e că noi nu putem, din bani de la bugetul local exclusiv, să reabilităm acel imobil și să îl transformăm în bloc de locuințe sociale, deci ne trebuie și ajutorul financiar al guvernului. În timp ce autoritățile locale susțin că nu au bani să amenajeze imobilul, poliția locală a renunțat la asigurarea pazei acestuia, iar jandarmii, care au un sediu la 2 pași de acesta, nu intervin chiar dacă văd activitatea hoților. Nu de alta, dar nu au contract de pază semnat cu primăria. Astfel, clădirea locuită cândva de militar riscă să dispară cu totul. De fapt, nu doar ea, ci și celelalte clădiri din apropiere, printre care se află și fosta cantină a unității militare.